Sunteți directorul lăcașului, nu? În persoană, cu cine am plăcerea? Manoliu, inspector cultural și artistic. Inspector? Da. Afișul dumneavoastră mi s-a părut foarte promițător și am venit să văd și eu programul. Știți, ați văzut că am anunțat acolo și multe surprize. Știți, surprizele sunt specialitatea casei. A casei noastre de cultură, vreau să zic. Da, îmi plac și mie surprizele. E, bravo, atunci e ca bine. Și opera, de altfel. Da. Maestru Herlea este un punct tare în orice program. Deci vă plac surprizele? Da, sigur. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Știți, opera se dă mereu și la radio și la televizor. Ne-am gândit să înlocuim acest punct din program cu ceva mai special, mai inedit, mai rar. Cum, maestru Herlea nu cântă? Nu, 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 dar cântă un metodist al casei, din dinți de pieptene. E un artist fără egal la acest instrument de pieptenat. Da, dar știți, face cărare. Vreau să spun, deschide drumuri noi în muzică. Tot e ceva, mai ales că și formația sa voi. Și ea, sigur, și ea cântă astăzi seară la sala Palatului. Nici punctul 2 din program nu mai are loc? Ba, are cum să n-aibă. V-am spus că surprizele abundă. Metodistul nostru va lăsa pieptene și va da un recital din frunză de ștevie. E nemaipomenit băiatul ăsta, să știți. Muzică ușoară la ștevie. El s-a pregătit cu romanțe, dar acum că sunteți noastră, se va strădui să cânte și ceva mai, așa, cum să zic, mai ușor, mai iubit. Mai departe. Conferința cu OZN-urile, tot metodistul? Tot. Tot cu ștevie? Glumiți. Hai că aveți un umor teribil. Poate ne dați o mână de ajutor la prezentare, că de Vrădulescu... Găsiți că n-are haz? O, haz are, dar nu l-a mai deranjat cu telefonul. Am auzit că ar fi la niște filmări și... Gata, în fine, mă, se descurcă metodistul. O să citească niște glume din almanacul Urzica. Înainte sau după OZN-uri? Aveți ce aveți cu OZN-urile astea? Nu eu, dumneavoastră le-a spus pe afiș. E, asta doar așa, ca să atragem un numeros public... Setos de știință. Deci s-a tăiat și știința din program. Vai, bine, cum o să o tăiem? Dar ne-am gândit la ceva și mai captivant și mai interesant, adică... Mai educativ. Exact, ăsta-i cuvântul. Prelucrarea și debavurarea electrochimică a metalelor prin dizolvare anodică. E un articol dintr-o revistă... Deci îl citește tot metodistul. Mă rog, dacă preferați, îl pot citi și eu. Mi-e indiferent. Eu o să intru în sala de film să văd Cavalerii, două serii. Asta înseamnă... Vreo 3 ore, nu? Cum să vă... Contați pe 10 minute. Programul e destul de încărcat și n-am mai vrut să-l lungim cu dita mai super producția, nu? Cum, nici film n-aveți? Avem, bă, de bine, și încă ce film? Puișor și cuișor, desen animat. Puișor? Și cuișor, să trăiți, da. Bănuiesc că revista pe gheață s-a dus și ea. Ei bine, nu. Ei bine, nu, nu s-a dus. Rămâne punctul nostru forte din program. Marea surpriză a serii. Păi nu aveți patinoar, cum să faceți revistă pe gheață? E, vedeți? S-a gândit metodistul și la asta. Va pune în mijlocul scenii un bloc de gheață și deasupra va așeza solemn o revistă. Vă dați seama ce amuzament va fi în sală? Într-adevăr, ce o să mai râdem? Mai ales când va începe balul. Nu, nu, balul nu o să mai înceapă, că e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu, vă spun eu. O să fie bal mare, mare de tot, cu surprize, pe cuvântul meu de inspector că o să fie. Bal?